Da, e o nouă etapă. Am depus astăzi alături de colegii noștri care vor fi viitorii consilieri județeni, alături de parlamentarii PSD și alături de candidatul PSD Bogdan Balanișcu pentru primăria municipiului Iași, dosarele de candidatură pentru Consiliul Județean Iași și pentru lista de consilieri. Am depus 30.000 de semnături strânse de la susținătorii din tot județul Iași. Intrăm în această campanie cu încredere că toți ieșenii s-au săturat de toate scandalurile penale în care sunt implicați cei care astăzi conduc Consiliul Județean și sunt convins că își doresc o echipă tânără, o echipă implicată, o echipă care să nu aibă astfel de probleme din punct de vedere al legii și cu siguranță proiectele importante ale județului vor reajunge pe primul loc, asta ne dorim și noi, să punem Iașul pe primul loc din punct de vedere al investițiilor, din punct de vedere al proiectelor pe care le desfășurăm, nu din punct de vedere al numărului de dosare penale pe care le are unul sau altul din conducerea Consiliului Județean. În momentul acesta, și ca prefect al județului Iași, mi-aduc aminte cu plăcere de această activitate pentru că mi-am propus încă de la început să aduc la aceeași masă reprezentanții societății civile, mediului academic, mediului privat, partide politice și, bineînțeles, oameni implicați în administrație. Spun că am reușit acest lucru, lucru care s-a dovedit prin simplu fapt că în ultimii 2 ani și 4 luni, din cele 3 proiecte majore, autostrada A7, A8 și Spitalul Regional de Urgență, 2 dintre aceste proiecte majore sunt în implementare în momentul de față. Mă refer la autostrada A7 și Spitalul Regional de Urgență, care tocmai ce au început lucrările. Îmi doresc în continuare să milităm pentru a fi parcurși cu celeritate pașii pentru construirea autostrăzii A8 și, bineînțeles, să readucem Iașul pe primul loc din punct de vedere al investițiilor. Perfect. Mulțumesc! Bună ziua, să rămână! Am vrut să trecem pe acolo, dar n-am putut prin mașina domnului primar, parcată la stradă. Depus cu încredere și cu sentimentul de, cu dorința de schimbare, lista de candidaturi din partea Partidului Social Democrat, atât pentru poziția de primar al municipiului Iași, cât și pentru ceea ce înseamnă Consiliul Local. Mă bucur că reușim să avem o listă în care ieșenii sunt reprezentați, o listă în care în primele 11 locuri sunt 6 doamne, deci bărbații sunt în minoritate de această dată.